Domnule antrenor, înaintea acestei prime etape din noul sezon al Ligii a III-a, calculele hârtiei nu prevesteau un joc de asemenea manieră la Roșiori, între o nouă promovată totuși și o echipă cu experiență, cel puțin teoretic, în Liga a III-a. A fost învins cu 4-0, putea fi mult mai rău. Ce s-a întâmplat? Da, într-adevăr, dacă luăm după numele echipei SCM Argeș și o nouă promovată, Roșiori porneam cu prima șansă, dar având în vedere că suntem o echipă 95% formată din format acum 3 săptămâni jumate cu jucători foarte tineri, sub 20 de ani în majoritatea lor, dintre care vreo 12 sunt la primul joc la nivel de Liga a III-a, cu siguranță nu mai porneam ca favoriți. E clar că a fost un șoc pentru majoritatea dintre ei și trebuie să fim foarte atenți la cum vom trata din punct de vedere psihologic acest rezultat, pentru că e clar că vor suferi și dacă nu vom avea grijă, cu siguranță vom suferi și în continuare. Un meci este un meci și indiferent de scorul înregistrat la final, nu este o tragedie. Spuneați că aveți o echipă foarte tânără, fără experiență. Cum îi repuneți prin ea de putere? Pentru că vor mai urma meciuri poate chiar mai dificile decât cel de astăzi. Eu încerc să am mai multe discuții cu majoritatea dintre ei și cred eu că vom reuși acest lucru. Vreau totuși să discut un pic și despre modul în care a evoluat scorul astăzi, pentru că la 1-0 am avut un gol valabil 100%, chiar pe care centralul l-a validat. Din păcate, tușierul a spus că a văzut un offside, că jucătorul nostru se afla pe traiectoria mingii. Ciudățel un pic să vezi o traiectorie a mingii fiind paralel cu poarta, dar în fine. E un rezultat care e clar echipa gazdă l-a meritat, dar v-am spus, a fost și acel moment psihologic, cred eu, care ne-a dărâmat. Ultima întrebare referitoare la prestația Sportingului. Este singura echipă de Liga 3 din Telorman. Cum credeți că se va descurca după ce ați simțit-o în iarbă? În primul rând vreau să-l felicit pe Cristi Negru pentru că a reușit promovarea cu această echipă și pentru că a făcut o echipă competitivă, cred eu, la nivel de Liga 3. Să-i urez multă baftă. Nu știu, e greu să ne dăm seama cum vor evolua lucrurile, pentru că un campionat e destul de lung și vom vedea la sfârșit când se va trage linie unde ne aflăm. Dar v-am spus, mă bucur pentru accederea Roșiorilor aici în Liga a III-a și sper să aibă viață cât mai lungă.